să putem să ne antrenăm în condiții normale de 10 contra 10, pentru că nu e ușor să te antrenezi cu 18 sau 19 jucători în fiecare zi, după care urmează procesul lor de integrare. Sperăm cât mai rapid să se acomodeze cât mai bine cu România, cu Iașul și cu campionatul din Liga 1. Nu, Ciobanu a început timorat, era și normal după atâta timp după care s-a descurcat bine. Vanțo lipsit de ritm, o perioadă foarte lungă, a arătat foarte bine în antrenamente, dar nu avem ce să facem. Sunt jucători pe care îi transferăm, sunt jucători buni, dar jucători care n-au mai jucat de multă vreme, au nevoie de ritm, au nevoie de jocuri în picioare până să se exprime la adevărata lor valoare. Nu știu, nu m-am evitat să discut, am doar o scurtă discuție, am avut cu jucătorii marți când ne-am văzut după meciul cu Chindia. Sunt lucruri care nu țin, în păcate e o moștenire. Lucrurile astea se simt cel mai mult în momentul în care primești un gol. În momentul în care primești un gol e foarte greu să reacționeze, pentru că probabil mulți își aduc aminte de aceste probleme și e aproape imposibil, e greu. Cu mare plăcere!